Salutare și bine v-am regăsit pe canalul Aviația Magazin, Marius aici, iar de această dată vreau să vă povestesc sau să vă vorbesc un pic despre accidentul de aviatic petrecut în data de 2 ianuarie în Japonia. Este accidentul despre care vorbește toată lumea, mai mult sau mai puțin întemeiat, ceea ce ne-a făcut și pe noi să încercăm să abordăm pe scurt acest subiect și să punctăm unele lucruri care credem noi că ar trebui știute sau aflate sau însușite de cât mai multă lume, în special de către cei care călătoresc destul de frecvent cu avionul. Despre ce este vorba? Pe scurt, în data de 2 ianuarie, la ora locală, cred că 17:40 și ceva, deci după amiază, un avion de pasageri aparținând Japan Airlines, un operator, unul dintre cei mai mari operatori aerieni din Japonia, s-a ciocnit cu un avion de mai mici dimensiuni operat de garda de coastă japoneză. Incidentul sau accidentul, că nu poate fi vorba despre un incident în condițiile în care 5 oameni au murit deja, iar un al șaselea se află în stare gravă, accidentul s-a petrecut pe aeroportul Haneda din Tokyo, unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume. Avionul de linie venea către Tokyo, iar aparatul gărzii de coastă urma să decoleze către una dintre insulele cele mai puternic afectate de cutremurul puternic ce a avut loc în data de 1 ianuarie în Japonia, pentru că, iată, un dezastru nu vine niciodată singur. La un moment dat, după ce avionul de linie, după ce Airbus-ul A350-900 al Japan Airlines a aterizat, a pus așadar roțile pe asfalt, s-a ciocnit de avionul Dash 8. Pentru cei nefamiliarizați cu denumirile acestor avioane, A350 este unul dintre cele mai mari avioane din lume, avion care poate opera zboruri transcontinentale și care poate lua la bord aproape 400 de oameni, iar Dash 8 este unul dintre avioanele mici, nu știu, poate fi asemănător cu avioanele cu elice, ca să mă exprim plastic, operate de Tarom. Deci diferențele de dimensiuni dintre cele două sunt destul de considerabile. Ai bine, acest avion Dash 8 se afla și el pe pista de decolare-aterizare, urmând a începe procedurile de decolare, așa cum vă spuneam, către una dintre insulele japoneze. După ce avionul Airbus A350 a pus roțile pe pistă, l-a lovit pe acel al gărzii de coastă. Din câte se pare, momentan nu sunt informații oficiale în acest caz, dar din câte se pare din clipurile video făcute publice cu momentul tragediei și din fotografiile surprinse atât în timpul tragediei, în timpul accidentului, cât mai ales după, se pare că zona de impact ar fi fost undeva în zona motorului drept al avionului Airbus A350 al Japan Airlines. Ce este cu adevărat uimitor și lucrul pe care îmi doream de fapt să îl punctez în momentul cu ocazia acestui podcast este numărul foarte, foarte redus al victimelor. Dacă dintre cei 6 pasageri sau 6 membri ai echipajului, că nu poate fi vorba de pasageri într-un zbor al gărzii de coastă, dintre cei 6 membri ai echipajului avionului Dash 8, adică al avionului mic, 5 au murit probabil pe loc, iar un al șaselea este în stare critică la spital. Dintre cei 379 de oameni aflați la bordul avionului Airbus, dintre aceștia 12 fiind membri ai echipajului, nici unul nu a murit. 14, conform presei locale, sunt răniți, dar toți au suferit răni ușoare și nu se pune problema ca viețile lor să fie în pericol. Deci 379 de oameni au scăpat cu viață dintr-un avion care practic a lovit un alt avion în momentul aterizării, iar apoi a luat foc, pentru că, așa cum o să vedeți, o să încerc să inserez în acest clip câteva imagini, epava Airbus-ului A350 a ars complet până a doua zi. Avionul acela a ars complet. Ei bine, într-un interval de 1 minut și jumătate, într-un interval de 90-100 de secunde, cei 12 membri ai echipajului au reușit să evacueze întreg avionul Airbus A350 pe ieșirile de urgență, astfel încât nimeni nu și-a pierdut viața.
De ce este important acest lucru? Pentru că avem în minte, sau cel puțin noi avem în minte, sper că, sau poate că și voi aveți, vă gândiți la același lucru, anumite evenimente aeriene, unele chiar tragedii, care s-au petrecut în mai aproape de noi, mai prin Europa, mai prin Rusia, mai prin zona noastră. Acolo unde, în condiții nu neapărat similare, ci în condiții poate mai avantajoase pentru ca cei aflați la bord să supraviețuiască, s-a murit cu zile din cauza fie a nepregătirii echipajelor, fie a insubordonării, că nu știu cum să-i spun altfel, celor aflați la bord, a pasagerilor. Ei bine, de această dată, în cazul Japan Airlines, avem un concurs de împrejurări extrem de favorabil în care un echipaj foarte, foarte, subliniez asta, foarte bine pregătit, a avut la bord sute de pasageri foarte conștiincioși și ascultători, iar rezultatul este că, din nou, mă repet, 379 de oameni au scăpat cu viață dintr-un avion cuprins de flăcări, care în câteva ore a ars complet. Așa cum puteți vedea în imagini, avionul acela nu se mai poate recupera nimic. Este o grămadă de duraluminiu, de reziduri, de materiale reziduale. Faptul că oamenii aceștia cu toții au scăpat cu viață vine ca un efect al faptului că piloții în condiții de stres, de ce nu, în condițiile unui incident major, neplanificat, probabil că au reacționat la timp, reușind să evite un impact frontal. Membrii echipajului, însoțitorii de zbor, au reușit să deschidă ieșirile de urgență și, din nou, poate sun ca un papagal, dar în condițiile în care avionul deja era în flăcări, au reușit să evacueze pe ieșirile de urgență aproape 400 de oameni într-un minut și jumătate. Nu știu dacă putem să ne imaginăm ce înseamnă, ce frecvență de ieșire pe ieșirile de urgență au avut acești pasageri și cât de mult și de bine și de eficient au lucrat membrii echipajului. Cu siguranță că niciunul dintre pasagerii acestui zbor Japan Airlines nu și-a luat bagajul de mână cu el, cu siguranță că nimeni n-a stat să se caute prin buzunare sau pe sub scaune ca să ia cu el cine știe ce, telefon, tabletă, laptop și așa mai departe. Obiectivul tuturor a fost acela de a scăpa cu viață, iar acest obiectiv a fost îndeplinit. Despre cauzele acestei tragedii se vorbește mult și probabil se va vorbi încă și mai mult. Cert este că toți cei care discută în acest moment o fac speculativ, pentru că nu există informații oficiale, nu există informații oficiale publice, iar toate discuțiile din jurul acestui accident se duc în jurul eu cred că, eu presupun că, eu mă gândesc că. Sigur, unii poate au aceste păreri mai fundamentate, care se bazează pe niște informații culese legate de această tragedie, alții poate sunt doar păreologii de serviciu, dar cert este că informații oficiale nu avem în momentul ăsta. Ce este cât se poate de clar pentru toată lumea este da, că cele două avioane nu aveau voie să fie în același timp pe pista de decolare-aterizare a aeroportului din Tokyo. Mai departe, cine a greșit, dacă a greșit cineva, dacă a fost vorba despre o eroare tehnică, cum s-a întâmplat ca un avion care decolează și un avion care aterizează să fie în același timp pe pistă, sunt niște subiecte, niște elemente care vor fi ulterior clarificate de către Comisia de Anchetă. Și pentru că e vorba despre Japonia, e vorba despre un stat care ține la transparență, la claritate și la informarea cetățenilor, cu siguranță că rezultatele anchetei vor fi făcute publice și în momentul acela poate vom putea discuta mai mult și mai deschis și mai amplu despre acest subiect. Momentan ne abținem să facem speculații, rămânem cu ideea asta că disciplina și profesionalismul au salvat aproape 400 de oameni și rămânem, bineînțeles, și cu întrebările pe care ni le adresăm cu toții. Cum a fost posibil? În momentul în care specialiștii, în momentul în care Comisia de Anchetă ne va explica cum a fost posibil, cu siguranță că vom avea și noi măcar un articol, dacă nu și un podcast separat.
Ce vreau să fie element central al acestui episod scurt, așa cum v-am spus, și care sper că e interesant și pentru voi, este acela că disciplina salvează în momentele acestea critice. Chiar dacă pentru poate unii dintre voi sau poate mulți dintre voi însoțitorii de zbor par niște ospătari, niște chelneri supracalificați, să știți că oamenii aceștia, mai mult decât să vă servească băuturi și să vă servească mâncarea în timp ce încercați să ajungeți la o destinație sau alta, se pregătesc în condițiile cele mai stricte pentru a interveni tocmai în astfel de cazuri în care pregătirea și profesionalismul lor sunt puse la încercare, iar pregătirea și profesionalismul lor sunt cele care vă salvează viețile. De asta, nu știu, vreau să închei într-o notă, nu știu cum să-i spun, de a vă încuraja ca de fiecare dată, chiar dacă pare plictisitor, chiar dacă pare redundant, chiar dacă ați mai făcut asta de 10 sau sute de ori, să-i ascultați pe oamenii ăia înainte de decolare, înainte de aterizare și în timpul zborului, pentru că nici ei nu vorbesc degeaba. Nu își dorește nimeni să vorbească aiurea. Tot ce vă spun însoțitorii de zbor și echipajul, evident, din cabina de pilotaj, sunt informații esențiale pentru voi ca pasageri. Nu durează mult. Luați-vă 5 minute din timpul unui zbor, puneți pauză la film sau la melodia pe care o aveți în căști, nu mai sunați acasă pe FaceTime sau pe WhatsApp video în timp ce avionul rulează pe bretelele a diferitelor aeroporturi. Fiți atenți la oamenii ăia, că cine știe, poate acele informații pe care le-ați mai auzit și au trecut pe lângă voi de zeci, sute de ori, de ce nu, la un moment dat vor ajunge să vă salveze viețile. Și asta, credeți-mă, este cel mai important. Iar dacă cineva, Doamne ferește, ajunge în punctul ăla în care trebuie să asculte de echipajul unui avion pentru a se salva, lăsați, domne, bagajele. Toate lucrurile materiale se vor reface, se pot recâștiga, se pot munci și reobține, redobândi. Viața nu vă dă nimeni înapoi. Ăsta este cel mai important lucru. Lăsați, domne, bagajele alea. Lăsați lucrurile materiale, salvați-vă pe voi, salvați-i pe cei din fața voastră și mai ales salvați-i pe cei din spatele vostru. Pentru că, dată fiind structura internă a unui avion, viața celui din spatele tău depinde de tine. Dacă tu nu te miști suficient de repede, cel din spate poate să moară. Dacă tu te miști suficient de repede, cei din spate au șanse mari să se salveze la rândul lor. Lăsați lucrurile materiale, concentrați-vă pe ceea ce contează și hai să avem un 2024 cu cât mai puține astfel de incidente și cu cât mai multe vești bune din zona aviației. Eu am fost Marius, sper că a fost interesant și pentru voi. Dacă aveți comentarii, bineînțeles, le așteptăm în secțiunea de comentarii și suntem gata să discutăm. V-aș îndemna acum pe final să nu intrați în zona speculațiilor. În momentul în care va exista o concluzie, fie ea și preliminară a comisiei de anchetă, o putem discuta, o putem diseca, o putem dezbate. Până atunci, hai să așteptăm, pentru că, așa cum am spus, spre deosebire de cazul României, unde astfel de anchete sunt secret de stat, în țările cu apă caldă și cu covrigi de la covrigărie, rezultatele anchetelor sunt aduse la cunoștința publicului, tocmai pentru ca publicul să știe că profesioniștii lucrează și implementează măsuri pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple. Dragilor, numai bine și ne reauzim și ne revedem cu ocazia următorului material aici pe canalul Aviația Magazin. Numai bine!